Percheziții de amploare în mai multe judecăți, la persoane venite de în subliniere aici, un prin metoda accidentul, ce au descoperit oamenii legii. Polici subliniere ti fac, miercuri, 11 percheziții în judecele Prahova, Bereila, Tâmbovica, Vrancea sublinierei a sublinierei, la persoane venite de în subliniere aici, un prin metoda accidentul. Prejudiciul este estimat la aproximativ 200.000 de lei. Polici subliniere ti inspectoratului de poliție județean Prahova subliniere ICEI ai direcției operațiuni speciale din cadrul poliției române fac, miercuri, 11 percheziții la persoane benuite de comiterea mai multor în subliniere elciuni. Descinderile au loc în județele Prahova, Bereila, Dâmbovica, Vrancea sublinierei a sublinierei, la activiști participând sublinierei jandarm. În perioada februarie-aprilie 2018, suspecții ar fi determinat percile vetemate să le remit sume de bani, sub pretextul faptului ce persoane apropiate ar fi provocat accidente rutiere grave, banii fiind necesari pentru acoperirea unor intervenții medicale de urgență sau pentru unele servicii de proceduri judiciare. Astfel, până la acest moment, au fost identificate 13 persoane vetemate, domiciliate în județele Prahova, Arad, Hunedoara, IA sublinierei sublinierei din subliniere, care ar fi în mâna celor implicați sume cuprinse între 5.000 sublinierei 50.000 de lei. 10 persoane vor fi duse la audieri, anunț.ro.